Yo, salut la lume, ce faceți? Bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Numele meu este Webster2K și după cum puteți observa și titlul, astăzi am să vă arăt cel mai bun job pentru început pe un server de 5M pe care mă joc eu, mai exact Antisocial România Roleplay. Aveți toate detaliile de conectare în descriere, cât și Discord-ul băieților. După cum puteți observa, ne aflăm într-o parcare cu mașinuța noastră, cu Rumpel, mai exact. Nu ne-am schimbat mașinuța, deoarece, sincer, nu prea am mai jucat în ultima vreme, deoarece sunt cam ocupat cu școala de șofer, dar sper să nu ne influențeze acest lucru postatul pe YouTube și jucarea jocurilor. Acum să vedem dacă luăm și în realitate permisul, vă țin la curent pe Instagram. Nu uitați să-mi dați un follow și pe Instagram, Webster2K cu 2 de R la final. Și haideți să trecem la subiectul videoului, mai exact, care este cel mai bun job pentru început pe Antisocial România Roleplay. După cum puteți observa, sunt îmbrăcat puțin mai ciudățel față de cum îmbrac normal, probabil mulți dintre voi v-ați dat seama, probabil ați văzut și din thumbnail, nu știu dacă am pus neapărat din thumbnail, dar cu siguranță am pus. Cel mai bun job este salubrizarea, adică gunoier, mai pe scurt. Ce trebuie voi să faceți este să vă duceți la coșurile de gunoi, să luați gunoaiele și să le duceți apoi la depozit pentru a le recicla, să zic așa. Așa că haideți să mergem noi pentru prima dată până la primărie, deoarece de acolo o să ne luăm jobul, o să punem chiar acum pe artă, care este fix aici pe Carcer Way. De fiecare dată când ne luăm noi un job nou, trebuie să mergem la primărie ca să ne luăm jobul sau să ne încasăm salariul. Dacă merge până la primărie acum, o să ne luăm și salariul și sunt foarte curios să vedem cât am primit. Mă sunt chiar foarte încântat de noul NV. Dacă trecem așa la un subiect de modurile de grafică, NV February, sincer, s-a lansat și sincer arată super, super bine. Sunt chiar foarte încântat cum arată și chiar îmi place super mult, este o diferență super mare. Eu nu mi-am mai cumpărat NV-ul din noiembrie din 2021, dar am zis acum să fac o nouă excepție așa în 2022 și să ne cumpărăm noul NV February. Sincer arată super, super bine și vă recomand dacă doriți un mod de grafică ceva mai strălucit, așa să zic. În fine, să lăsăm modurile deoparte, am ajuns la primărie, hai să ne parcăm mașina aici frumos, să o și închidem și acum să mergem la primărie care se află fix în față, primăria cea clasică, mă, băi și fete, adică cea mai frumoasă primărie de pe 5M, adevărul, cred că toată lumea este obișnuită cu primăria asta. Are să intrăm înăuntru aici și o să mergem fix aici și la registratură, o să păzăm pe centru de angajare și aici putem observa că avem foarte multe joburi. Videoul de astăzi o să alegem salubritate, știu că primul video am făcut pilot de livrări și acesta vă recomand să-l faceți puțin mai încolo după ce avansați, să faceți câțiva bănuți sau, desigur, puteți și transportator de tir, dar am aflat că salubritatea este cel mai ok job pentru început. Așa că o să dăm pe angajează-te și acum ne-am angajat ca salubritate. Și acum o să mergem să ne încasăm și la salariul aici la casierie, $272, frumos tot ce trebuie. Așa că haideți să ne întoarcem la dubiță și să mergem până la checkpoint, adică la waypoint aici la salubritate. Se află chiar aici o locație destul de interesantă dacă mă întrebați pe mine. Sper că vă place videoul de astăzi, să-l rămâneți până la final să vedeți dacă vă place. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și să apăsați pe butonul de subscribe și pe cel de notificări, deoarece este super, super important. Știu că probabil toți youtuberii vă bat la cap să apăsați pe butonul de notificări, deoarece acela este adevăratul buton de abonare, pentru că dacă nu sunteți cu clopoțelul activat, nu o să mai primiți videoclipurile. Din păcate, cam așa funcționează YouTube-ul, nu prea ai ce să faci, cam asta este rolul așa. Și să comentați cât mai multe comentarii, să comentați acolo cât mai mult pe video, să ne apară și nouă recomandate videoul. Serverul încet încet crește, este ora acum când filmez aproape 12 noaptea și sunt 51 de jucători, 51 din 80. Astăzi a fost full, sincer am stat puțin la coadă, puțin cam mult, cam vreo 6-7 minute, cam așa, erau vreo 8 băieți în coadă. Și acum vă puteți voi parca mașinuța undeva pe aici, perfect, tot ce trebuie, haideți să o și închidem. Și acum haideți să mergem până în fața aici, de unde putem noi să ne luăm mașina de salubrizare. Faci colegul. Bine, colegul, dumneavoastră? Merge, merge. Și bă, băi și fete, de aici vă puteți voi lua o mașină de salubritate, pur și simplu veniți aici, apăsați pe și primiți această mașină, apăsăm pe capa și o pornim, după care o să ne apară niște checkpoint-uri pe hartă. Sincer, checkpoint-urile sunt random, adică vă poate da în toate direcțiile, chiar și pe plajă, dar în mare parte vă dă în zona aceasta din Grove Street. Acest este un lucru destul de ok, deoarece este foarte, foarte aproape de
sediu, deoarece voi când o să terminați toate checkpoint-urile va trebui să veniți înapoi la sediu pentru a returna mașina și vreau să vă spun că totodată o să vă ia $400, cred că, pe mașină, adică pe camion, să zic așa, deoarece, nu știu, adică să nu fur sau să faci ceva de genul cu ea. Și după care, când o să vă duceți la sediu, o să vă dea și banii pe gunoi, cât și banii pe mașină înapoi. Bun. Dăm noi cu spatele, sincer, și cum am să faceți acest lucru ca mine, bineînțeles, dacă nu sunt alte persoane prin jur. Și aici puteți veni și strângeți gunoiul, apăsăm pe E. Și acum va trebui noi să mergem aici la aruncă sac, stați așa puțin, aruncă gunoiul tot ce trebuie și pur și simplu îl aruncăm, după care mai avem încă 2 saci de gunoi. Depinde acum la fiecare ăsta container, adică la fiecare gren de gunoi sunt random, adică puteți și un sac de gunoi să aveți sau 2-3 sacuri de gunoi. Uite, și am primit un plastic de data aceasta, dar vreau să vă arăt în inventar ce am mai interesant, să zic așa. Și după ce am adunat toți sacii de gunoi, mergem la următoarea locație, dar stați așa să vă arăt dacă pusem noi pe tab, putem observa că aici avem niște junturi, niște cocaină și vreau să spun că vă dă tot felul de obiecte pe care, sincer, chiar nu știu ce puteți face cu ele, dar cred că în mare parte puteți voi să le duceți la mecanici, probabil îi ajută cu ceva, nu știu, de exemplu fierul, doza reciclabilă, cupru, sincer chiar nu știu. Văd că aici am și un cântar de precizie, de cântără chestii și am primit și cocaină, joint-uri și tot felul primiți la coșurile de gunoi. Este sincer foarte interesant, așa că hai să mergem la următoarea locație să vedem. Bun, haideți că am ajuns și în altă locație și să punem aici saci de gunoi tot ce trebuie. Și după cum puteți observa, de data aceasta mai avem încă un sac de gunoi, deci cum v-am spus, sunt random toate chestiile acestea de la ghinean de gunoi. Haideți să vedem dacă primim ceva. Nu am primit din păcate nimic, dar nu este asta nicio problemă, deoarece sincer avem multe chestii, nu știu ce putem noi să... A, uite, am primit și un plastic aparent. Sincer chiar nu știu ce pot să fac cu chestiile alea, cu cocaină sau ceva, adică cu siguranță putem noi să le folosim, dar sunt foarte curios, nu știu dacă le putem vinde sau să facem ceva cu ele. Oricum, vă dați și voi seama că trebuie aflate chestiile astea în caracter, adică nu știu, de exemplu, să vorbim cu un dealer sau ceva, ca să ne pun acolo să vindem la colț de stradă, deoarece este un sistem super interesant. Să spuneți în comentarii dacă vreți puțin mai încolo când avansăm și noi cu caracterul să vedem puțin cum să treaba. Și aparent avem aici o ghenă de gunoi fix aici lângă spital. Haideți să ne poziționăm noi aici frumos mașina, de fapt mașina, camionul. Uite aici, să nu încurcăm pe nimeni, perfect. Haideți să ne dăm jos și să vedem dacă primim ceva interesant aici. Deci, bă, băieți, din păcate nu am primit nimic, dar am terminat traseul. Haideți să mergem înapoi la sediu. Bă, sincer, s-au fost cam, trei coșuri, de fapt trei ghene de gunoi, nu știu de ce tot zic trei coșuri. Dați așa să ne schimbăm și aici pe volan. Și acum, pur și simplu, o să mergem la sediu înapoi și o să primim banii pe mașină, cât și pe tură. Sincer, chiar nu știu dacă este o sumă fixă pe tură sau ceva de genul. Adică, sincer, cred că sunt random, dar într-adevăr sunt calculate cam undeva pe la 500, cam așa ceva. Sincer, chiar nu mai știu, o să vedem oricum. Bun, băieți, haideți că am ajuns aproape de sediu. O să dăm cu spatele până când n-o să intrăm aici în curte. Vă recomand să dați cu spatele, sincer, deoarece cam luați greu virajul cu fața aici. Și o să dăm până undeva pe aici când o să ne apară chestia asta cu parchează, după care am primit depozit de $200 înapoi, deci 200 este depozitul. Și acum venim aici la plată și apăsăm pe și am primit $406. Sincer, este destul de ok, având în vedere că am făcut undeva pe la 10 minute, cam așa, sincer, cred că nici nu 10 minute, dar oricum este destul de interesant jobul acesta. Și să-mi spuneți dacă doriți să-l facem toate joburile pe rând, ca să vă arăt cum se fac joburile, care sunt mai interesante. Sincer, îmi place și jobul acesta, dar na, este cam monoton așa, adică faceți același lucru, plătit cam la fel, cam ăla cu pilot de livrări mi s-a părut cel mai ok, dar la pilotul de livrări, cum v-am spus, vă trebuie să aveți cash-ul peste 3000, văd că eu am, probabil o să mă duc puțin mai încolo, dar prima dată trebuie să mă interesez de un permis de pilot, deoarece, sincer să fiu, m-a cam prins poliția cam de vreo 2-3 ori și nu prea este ok, deoarece confiscă toți banii și toate chestiile pe care le ai la tine și nu prea este ok. În fine, mă, băieți și fete, dacă v-a plăcut videoul de astăzi, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și, bineînțeles, apăsați pe notificări dacă doriți să fiți primul care vede noile mele videoclipuri. Numele meu a fost Webster2K, se face și seara afară. Vă mulțumesc tuturor care a stat până la final. Numele meu a fost Webster2K, vă salut, pa, pa!